că în fiecare an se obișnuiește ca fetele să ofere băieților mărțișoare. Gestul este încurajat și de cadrele didactice, care spun că astfel ne arătăm recunoștința, dar și iubirea și respectul față de bărbații din viețile noastre. Ca să arătăm copiii lumii, ca să arătăm tuturor că noi îi apreciem foarte mult pe bărbații din viețile noastre. De ce? Pentru că asemenea tânărului care a eliberat soarele și ei sunt curajoși. Fetele s-au pregătit încă de acum câteva zile pentru această zi specială. Au mers împreună cu părinții și au ales cele mai potrivite mărțișoare pentru colegii și prietenii lor, iar astăzi le-au oferit. Câte mărțișoare am pregătit pentru colegii mei? O altă fetiță ne spune că nu se putea hotărî ce să le cumpere colegilor ei. Nu-și dorea să le ofere doar un simplu mărțișor, ci ceva mult mai special, așa că a adăugat și câte o ciocolată. Să iau mărțișoare? Nu știu, că am adus și anul trecut. Să inventez ceva nou. Și ce ai inventat? Am inventat ciocolată cu mărțișor. Nici bine nu le-a dat că Sofia se și gândește la ce va primi de 8 martie. Și de 8 martie, la ce te aștepți? La flori. Mândri de numărul mare de mărțișoare primite, băieții s-au hotărât ce le vor cumpăra fetelor peste doar o săptămână. M-am gândit să iau flori și ciocolată. De 8 martie ce o să faci? Păi mă gândeam să aduc flori și niște dulciuri.